Bună seara, doamnelor și domnilor! Am spus-o ca și ieri seară, muzical, pentru că așa suntem noi obișnuiți, noi, cei ce reprezentăm astăzi în cadrul festivalului Fuldenea, ediția 13-a, Colegiul Național Johannes Honterus. Sunt copiii de acolo pe care am bucuria să îi conduc și le mulțumesc tare mult că și ea sunt alături de noi. Bună seara, Brașov iubit! A fost prima piesă pe care am creat-o acum 13 ani pentru acest festival, pentru că ne-am dorit întotdeauna să spunem acest lucru muzical, să vă arătăm muzical bucuria pe care o avem pentru faptul că, iată, an de an sunteți alături de noi aici la Brașov. Însă piesa de suflet a festivalului, piesa compusă special de compozitorul Dan Pavelescu pe versuri de Galina Târnovski, este cântecul festivalului nostru, cântecul care reprezintă acest fulg de nea, care sperăm să și apară zilele acestea, poate mâine la gală, pentru că ne-am obișnuit ca în fiecare an să înceapă să ningă exact atunci când festivalul nostru are loc. Așadar, dansul fulgilor de nea, cei care știu pot să cânte alături de noi. Mulțumesc tare mult copiilor de la corul liceului Colegiului Național Johannes Honterus, pentru că între timp trebuie să vă spun că am avut această bucurie de a ajunge cu acest liceu la numele de colegiu. Înseamnă că ne merităm acest titlu și mă bucur foarte tare. Iar acești copilași care vorbesc ca limbă maternă, limba germană, iată că și-au dorit să fie și anul acesta alături de noi, iar eu le mulțumesc tare mult. Corul Colegiului Național Johannes Honterus. Mulțumesc, dragi copii! Doamnelor și domnilor, ne aflăm la cea de-a 13-a ediție a festivalului Fulg de Nea, aici la Brașov, și mă bucur tare mult să vă salut din acest moment oficial, pentru că iată, după prima zi de concurs, o zi superbă, o zi în care copiii au cântat foarte, foarte bine, au fost foarte drăguți aici pe această scenă, sunt convinsă că și astăzi vom avea de asemenea o zi minunată. Cam fiecare an ne bucurăm de foarte mulți copii veniți din alte județe ale țării și ne bucurăm din ce în ce mai mult că, iată, ne facem pe parcursul anilor prieteni adevărați, prieteni de nădejde, prieteni care se pare că au îndrăgit acest festival și vin aproape în fiecare an aici. Spuneam că festivalul acesta este, de fapt, un alt copil al meu care a împlinit anul
anul acesta 13 ani, un copil al meu pentru că iubesc acest eveniment și din tot sufletul meu mi-am dorit ca acest eveniment să aibă loc în județul nostru, atunci când, practic, pentru copii nu se prea întâmpla mult pe aici, pe la Brașov. Se pare că acest copil crește frumos și eu nu mă rog decât la forța divină să mă ajute să am în fiecare an răbdare și, bineînțeles, ajutor ca să pot să îl organizez, pentru că știți și dumneavoastră, trăim vremuri din acestea mai dificile, în care nu foarte multă lume este darnică, nu foarte multă lume își permite să aducă câte un aport mai consistent sau mai puțin consistent pentru a organiza un astfel de eveniment. O să vină momentul în care voi mulțumi și sponsorilor și partenerilor și tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment, dar în primul și în primul rând trebuie să mulțumesc Consiliului Județean Brașov, Centrului Cultural Reduta, cel în care ne aflăm astăzi în această sală frumoasă și, bineînțeles, domnului director Marius Cisar. Dragii mei, sunt convinsă că deja ați aflat cine este juriul nostru din acest an. Am văzut că zâmbiți, sunteți fericiți, avem oameni frumoși, avem oameni talentați pe care îi prețuim și, bineînțeles, pe unii dintre ei îi și cunoașteți deja. Au mai fost pe aici, pe la festivalul nostru, deși știți că noi avem așa un obicei puțin ciudat în fiecare an, schimbăm juriul, tocmai pentru ca acest lucru să fie o surpriză pentru dumneavoastră. Vreau să salut în primul și în primul rând Brașovul. Cred că avem Brașov aici, nu? Avem concurenți brașoveni suficienți? Da? Ia să vă văd care sunteți brașovenii. Așa, aplauze multe pentru voi. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, să salut Iașul, care de fiecare dată, iată, este prezent aici alături de noi. Și să-i mulțumesc Alexandrei Haideu, care între timp s-a măritat și a venit și cu bebelușul de câteva luni aici la noi la festival, pentru că dacă acum câțiva ani i-a luat trofeul acestui festival și pleca frumușel așa cu el tocmai la Iași, iată că nu ne-a uitat și dimpotrivă astăzi, în altă calitate și anume de profesor, dar și de mămică, a venit din nou la festivalul nostru. Să salut pe toți cei care ați venit din diferite părți ale țării și, bineînțeles, să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Nu voi fi singură în această seară pe scenă, pentru că am un om drag, un artist desăvârșit, un tip super mega talentat și cred ca mine. A zis că cineva ieri că semănăm, poate că cine se aseamănă se adună, bineînțeles. Daniel Făt, de ceva timp alături de noi, nu-i așa? Cam de câți anișori? Tu câți ani ai făcut în cadrul Fulgului? De vreo 6 ani. Deci el este încă, mai are încă o jumătate de ani și intră în clasa 1, e încă la clasa 0. Exact. Daniel Făt, vreau să-l aplaudați tare, tare de tot, pentru că, da, merită, zic eu. Mulțumesc, mulțumesc. O să ziceți și dumneavoastră. Stați cu exagerări așa de prezentare. Mă bucur că au venit în sfârșit brașovenii, știi? Nu mă pot abține să nu comentez iar. Pot să zic? Am intrat așa din prima, dar numai să nu fii rău. Vin copiii ăștia din Iași, e mai aproape Iașul de Brașov decât Brașovul. De Brașov, da. Și oamenii ăștia din Iași stau până la capătul spectacolului de aseară și ăștia brașoveni e țuși. Au văzut copilul, gata, e fericit, gata, treci acasă, că avem sarmalele pe foc. Serios, nu mai pune sarmalele. Apropo, deci dacă azi tot au sarmalele pe foc, țineți-mi și mie 2-3, vă rog. Dacă-s de post. Da. Dacă oricum nu ar fi, nicio problemă, eu asta ai dat dezlegare? M-am dezlegat. Dat la șireturi dezlegare. Și eu, da. Dragii mei, este momentul să prezentăm juriul, zic eu, nu? Iar? Nu, pentru că sunt curioși cei pe care... Nu. De fapt, e momentul să prezinte ea juriul, că pe mine nu mă lasă niciodată să prezint. Normal, dar este plăcerea mea mă și mă bucur să tare. Văd dacă ninge. Nu, vreau să stai lângă mine. Vrei să vezi dacă ninge? Mă duc să văd dacă vine fulgul de neapă. Nu, stai alături de mine, te rog frumos, ca să am și eu așa sprijin. În orice caz, ca o paranteză, când începe să vorbească moroșenește, înseamnă că nu e bine. Când vorbește așa mai clasic, înseamnă că... Da. Am dat din casă, taci. Of. Nu mă certa.
Doamnelor și domnilor, juriul din acest an, și vom începe cu tineretul pentru că este momentul să prezint o domnișoară care în anul 2007 a câștigat locul întâi la grupa de vârstă 6-8 ani. Iată ce repede trece timpul, iată ce repede trec anii, iar Maria Crăciun este astăzi o domnișoară frumoasă, talentată și concurentă la Vocea României și vreau să o aplaudați și să-i mulțumesc că iată anul acesta este aici la noi în calitate de jurată. Avem trei doamne minunate și nu știu cu care să încep, dar în orice caz ordinea astăzi nu contează. Prietena bună și de când ești lângă noi? Din 2006, de când a început festivalul. Deci de la prima ediție a festivalului, 13 ani alături de noi, Enike Bartoș Georgescu. Și pentru că de o viață mă cunosc cu cel care a fost soțul acestei minunate doamne, pentru că el a fost primul compozitor, primul om care mi-a oarecum, să zic, pașii mi-a condus așa spre viață. Pentru că acest om minunat a făcut zeci de musicaluri pentru copii, dar și zeci de piese frumoase. Și pentru că el va rămâne în sufletul nostru, iată că astăzi am considerat că este de bun augur și pentru că trebuie să spun încă un lucru. Cu Ileana am cântat pe aceeași scenă la Teatrul Alexandru Davila din Pitești acum câți ani? Foarte mulți ani. Nu, dacă să nu ziceți că suntem dinozauri, nu o să vă spun câți ani în urmă, ci o să vă spun că am petrecut un an și ceva de turnee prin țară împreună. Am și stat în aceeași cameră. Așadar, doamnelor și domnilor, Ileana și Poteanu, prietena mea bună! Și pentru că avem prieteni mai vechi sau mai noi și pentru că de câțiva ani buni nu m-am săturat să cânt muzică ușoară, dar mi s-a spus că aș putea să cânt și muzică populară și atunci am zis ok, de ce nu, hai să încercăm, publicul este cel care decide. Dacă o fi bine, îmi dă cu palmele în sens pozitiv, dacă nu, zice, no, tu taci, du-te acasă. Îți dă cu palmele în sens negativ. Negativ, exact. Și atunci, dacă n-am primit roșii, ouă și alte zarzavaturi peste... Da, înseamnă că am făcut acest lucru minunat alături de colega mea, profesor de muzică, dar și interpretă de muzică populară, Petronela Danciu. De asemenea, un coleg de nădejde, dar și un sculptor super talentat, domnul Petrică Găitan. Interpret de muzică populară, da. Și doamnelor și domnilor, să dăm cezarului ce al cezarului, ani de zile, mi-am tot adus aminte de vreo două, trei părți, nu ni s-a legat nouă, nu ni s-au legat drumurile, cumva, nu știu, nu l-am găsit liber, pe urmă, iarăși m-am întors în alte părți. În orice caz, anul acesta mi-a ieșit și sunt foarte bucuroasă să revăd după 30 de ani pe mult îndrăgitul, mult iubitul și binecunoscutul Cătălin Crișan! Președintele juriului din acest an, dragi concurenți, în speranța că ei vor avea o seară ușoară, pentru că nu va fi ușoară deloc, nici seara precedentă nu a fost o seară ușoară, mă refer atunci când se termină acest minunat spectacol pe scenă sau la scenă deschisă, juriul mai are puțină treabă să delibereze și să hotărască cine a fost cel mai bun dintre cei mai buni, însă așa cum se întâmplă la orice festival, doamnelor și domnilor, cu toții sunt câștigători. Mă refer acum la părinți. Toți copiii dumneavoastră sunt câștigători, în primul rând, că și-au făcut noi prietenii, că urcă pe această scenă și nu numai această scenă, ci scena unui festival, o scenă de spectacol, unde primesc rutină, dar și aplauzele publicului larg. Și iată, de acasă, așa cum spunea colegul meu, pentru că suntem în transmisiune directă pe Facebook-ul festivalului, vor primi aplauze și din fotoliile în care stau comod prietenii noștri acasă. Așadar, mulțumind încă o dată juriului, mulțumind încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat imens și anul acesta ca acest festival să aibă loc, eu am să vă las pe mâini bune. Gata.
Gata, te las pe tine să vorbești tot ceea ce urmează. Nu mai zic nimic, promit solemn. Astăzi am vorbit mai mult decât de obicei. Vă rog să aplaudați pe directoarea festivalului, Claudia Mirițescu, cea care de 13 ani își pune aici sufletul pe tavă pentru acest fulg de nea, ca să ajungă la voi așa cu zâmbet și cu bucurie. Organizatorii sunt, țineți aplauzele în continuare, da? Asociația Culturală Viva la Muzica, Centrul Cultural Reduta, Consiliul Județean Brașov, alături de partenerii Young Men's Club, Poșta Română, Dream Day, Sonor, Mind Sound, sponsorii TES, Ambient, Libris, Reinhardt, Melange. Ați adormit între timp la aplauze? Treziți-vă între voi! Ciupiți-vă, dați-vă un cot! Abia am început, nu puteți adormi așa repede. Avon, Bubu Flowers, Sarai, domnul Horea Popa și alături de partenerii media, Transilvania Express, RTT, Inside Brașov, Radio Brașov, Iubim Brașovul, Transilvania 365, Nova TV, Canal 10 și beneficiem, cum am spus, de transmisie directă asigurată de Andrei Păuleț și echipa. N-am ceas la mine. Pentru că vreau să cronometrez cât aplaudăm. E de bine. Hai să intrăm în cea de-a doua zi de concurs. În concurs. Ce grupă de vârstă urmează? 9-11 ani. Muzică ușoară. O invit în scenă pe prima concurentă, Denisa. Bună seara. Bună seara. Ai venit cu sănioara? Nu. Nu? Păi nu, că nu ninge. Tu n-ai comandat, uite, ți-ai pus un fel de flori de gheață pe rochiță și nu ninge. Asta e? Asta e. Ce ne cânti? Scrisoare către Dumnezeu. Poate ne dă niște ninsoare mai repede. Poate. Câți ani ai? 11 ani. 11 ani. Hai să-ți ascultăm scrisoarea. Denisa! Odată aș vrea să scriu scrisoare, să spun ce simt, cum merge, să spun și ce mă doare. Dar tu ești prea departe și poate n-o primești. Oricum eu sunt o carte în care tu citești. Mai lasă, Doamne, ce și loc al meu sub soare. Astăzi vorbesc în șoaptă, inima ta mă ascultă, mai sunt copii în lacrimi și suferin multă. Tu-s, Doamne, toate bune, cum sigur Tu ai vrea. Ridică-ne când privește și către lumea mea. Mai lasă, Doamne, cerul, speranța și iubirea și pâinea. Sub soare.
Mulțumim și noi, Denisa Maria Mocanu. O să primești diploma din culise, că încă nu au ajuns pachetele cu surprize. Și urmează Maia Stroia. Vedeți galeria asta de Brașov? E așa ping-pong, Iași-Brașov. Asistăm la partida amicală dintre Iași-Brașov. Ce ne cânti? Prieten drag. Prieten drag? Da. Bine, prietene dragă. Câți ani ai? 12 ani. Am auzit, mi-a șoptit o păsărică, cum că azi e ziua ta? Da. Da? Mm-hmm. Ce avem de făcut? Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Maia să trăiască, Maia să trăiască, la mulți ani. Stai că aduc un scaun, cred că s-a emoționat și trebuie să stea și jos. Ia, stai că ai mai îmbătrânit cu un an. Și pe mine mă dor șalele. Prieten drag, 12 ani. Ai, ce grei. Da. Tu de unde ești? Din Brașov. De aici, din Brașov. Bine. Hai să o primim cu aplauze pe Maia Stroia. Mă duc să îmi iau și eu un scaun. Mulțumim, Maia, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu numai bucurii. Mulțumesc. Și acum mă așez eu aici, că m-am emoționat deja. Stați comod, nu? Da. Și eu acum, în sfârșit. Stau și eu liniștit. Stai să se mai așeze și domnii care au venit mai târziu.
Ok. Ce, dacă, de ce stați acolo pe margine? Sunt locuri destule. Cum mergeți la balet? Păi haideți aici, la balet pe scaun. Până la momentul de balet mai este. Nu? A, sau 5 minute, trageți de timp, vă convine scorul, am înțeles. Că e fain meciul ăsta cu scorul. Hai să vedem cine urmează. Ștefania! Bună seara! Bună seara! Ce faci? Bine! Câți ani ai? 10! 10? 10! Primești nota 10 azi? Sper! Ok, ce ne cânti? Când răsare soarele. Când? Când e binecuvântare. Atunci răsare soarele? Da. Care? La interior sau la de sus? Amândouă. Amândouă soarele sau amândoi sorii? Nici cum. Cum nici cum? E un soare și pluralul? Nu există. Cum nu există? Doi sori. Soarele ăsta, soarele ei, soarele ei de viață. Am plecat. Cât sorius. Ocolește nici atunci când o înțelegi greșit. Când tot ce ai nevoie e aici, doar trebuie să vezi. Cât timp trăiești, n-ai cum să pierzi. Binecuvântare e când răsare soarele. Tu lumea visele cât te țin picioarele. Mulțumim la Ștefania Grapătra, la la, mulțumim. La revedere, seară bună. Pa. Păi de ce nu ți-a aplaudat tu mai serios? O saluta fata frumos, la revedere. Baletul ați plecat? Mai sta? Nu, au plecat deja, le începe ora. Cum? Au plecat deja, nu? Așa, am ratat, că am vrut să facem un selfie cu sala așa mai plină.
Hai să o invităm pe următoarea concurentă, care vine, care vine tocmai de la, ghiciți voi, Iași. Cum te cheamă? Denisa. Hai să facem revoluția întâi și apoi. Hai mai aproape, aici mai pe centru scenei. Cum ai zis că te numești? Denisa. Denisa Bulei. Da. Da? Câți anișori ai? 9. 9. Și ți-ai pus acolo un pompon din ăla prețios ca să pari mai mare? Da. Da? Da. Am înțeles. Câți ani ți-ar fi plăcut să ai? Nu știu. Nu știi? 9, nu-s destui? Da. Nu-s destui, da. Tu ai și o soră, a cântat ieri? Da, au cântat ieri. A, că semănați, așa. Știu. A, tu ești sora lui soră ta? Da. Am înțeles. E ok. Ce ne cânti? Vise și minuni. Vise și minuni? Da. A, pe de-aia ți-ai pus pana aia sau nu știu, fulgea aia de... De ce să știu? De struț? Nu știu. Păi, la noi în Maramureș, la asta ce se pune în piept sau la pălărie, zice struț. Da? Adică e înstruțat. Și atunci ăsta e chiar cu ceva puf de struț. Deci struț făcut chiar de la struț. No. Hai să aplaudăm pe Denisa Bulei! Dacă aș putea să rămân aici în lumea mea, visele am adunat, vise și am înălțat. Castelul meu din povești e fermecat. Aici sunt visele mele, copilăria mea, cântece din stele. Mulțumim, Denisa Bulei. Mulțumesc și eu. Pentru visele și minunile pe care ni le-ai cântat. Vă simțiți bine? Printre emoții? Cine are emoții? Cine a strigat de la balcon are emoții? Mama are emoții? Nu mai, acum gata, au trecut emoțiile. Foarte bine. Uite, aleargă două după emoții.
Ați văzut cum se fuge de emoții? Sau după ele? Urmează o altă concurentă. Hai că mi s-a pus blancul pe retina cititorului. Bună seara! Tu cu cine ai venit? Cu cine ai venit? Cu părinții. Cu părinții? Unde-s părinții? Acolo. Să zâmbească cu toți dinții, așa. Mulțumim. Câți ani ai? 9. 9 și te numești? Medea Gherma. Medea. Și ne vei cânta ce? Mereu mă ridic. Ai zis că ai emoții? Nu. Nu? Te ridici mereu? Da. Dacă te împiedici sau dacă te necăjești? Nu. Nu? Dar când te ridici? Mereu. Mereu? A, tot timpul, am înțeles. Deci tu stai în picioare orice ar fi, precum pisica. Aplaudați-o pe Medea! Și noi îți mulțumim. Unde fugi? Mulțumesc. Unde fugi? Nicăieri. Păi vezi că era să cazi aici și poate dacă nu te mai ridicai. Nu-i nimic. Și ce dacă? Urmează altă concurentă ce poate la mult, la fel de mult o să ne placă. Încercăm să fac o rimă. S-a dormit azi, ați observat?
Cred că din cauza că am plecat deodată cu ultimii concurenți, da? Și am plecat târziu acasă și am dormit mult și încă nu m-am trezit. Arina, da. Ce ne aduci? Da, ce ne aduci? O horă. O horă? De unde? Da. Ce horă? Din Moldova. Din Moldova? Da. A, tu vrei să combini publicul, tu ești din Brașov? Da. Tu vrei să combini publicul de Brașov cu cel de Moldova? Da. Da? Da. Perfect. Câți ani ai? 9 ani. Hai, de unde începem hora? De aici, aici. Așa? Aici. Aici. Cum e numele tău complet, Arina? Băneșiu. Așa? Ai 9 ani? Da. Da. Și o dăm pe hora din Moldova. Da. Și cu care chișor începem? Cu stângul sau cu dreptul? Cu stângul. Cu stângul? Ești stângace? Nu. Nu? Și atunci, de ce cu stângul? Cu dreptul. Cu dreptul? Da. Păi hai să începem cu dreptul. Dă-i să margă. Mulțumesc. Ce simț a avut. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, Arina. Ai văzut? Așa se încheie hora, în tandem. După următoarea concurentă, pe care o rog să se pregătească imediat, am de făcut o mică paranteză în partea asta a concursului, ca să facem un pic de varietate. O să introducem și, pentru că sunt doar doi concurenți la secțiunea creație, o să facem așa un insert și o să băgăm creația după următoarea concurentă, dacă este Andreea Cristea în sală. Da? O să te rugăm să vii în culise să te pregătești și Rebecca Ilincăi. Da?
să veniți în culise să vă pregătiți, pentru că după următoarea concurentă o să intre partea de secțiune creație. E bine? Antonia e următoarea concurentă acestei secțiuni. Vai, ce cu minte ești tu. Ești tristă? Nu. Nu? Câți ani ai? 10. 10? Cine ți-a împletit florile alea din păr? Mama. Mama? Le-a cumpărat special sau a stricat perdeaua? Nu, le-a cumpărat. Da? M-a liniștit. Nu, că eu nu mă prea pricep la din ăsta și de-aia zic baliverne de astea așa. Dar ce ne cânti? Ruga mea divină. Cum? Ruga mea divină. Ruga ta divină? Adică divină sau divină? Divină. Păi divină e și fata și aia care o zis nu știu și ea și nu știu cum. Și eu-s divină că te comentez. Hai să o primim cu aplauze pe Antonia! Mulțumim, Antonia! Mulțumesc! Mulțumim!
Nu mă certa. Cum a fost ieri cu aia micuță. Nu mă certa. Urmează, cum am spus, partea de creație. O invit pe Rebecca Ailincăi pentru a ne prezenta prima piesă. Bună seara! Bună seara! Ce piesă ne vei prezenta? Eu vă voi prezenta piesa Lasă visele să zboare. Așa, compusă de? Compusă de compozitorul Cristian Alivej, textier Cristian Alivej. Hai să o auzim. Deci piesa concurează, da? În interpretarea Rebecca. Câteodată, chiar când mă trezesc, să-mi aduc aminte dată de tot ce visez. Nu știu dacă-i rău sau bine, n-o să mă stresez. Mă uit mai bine pe Facebook și-apoi desenez. Lasă visele să zboare către infinit. Lasă soarele să apară de la răsărit. Lasă visele să zboare libere în eter. Visele cu a lor poveste și cu a lor soarele să apară de la răsărit. Lasă visele să zboare libere în eter. Visele cu a lor poveste și cu a lor și noi îți mulțumim. Stai că diplomă mai imediat. Imediat diploma e în culise. Acum iar amestecam acolo diplomele. Auzi? La microfonul ăsta a cântat Claudia. E cu ruj. La asta au cântat copiii, nu e cu ruj. Poți să-ți dă... A, nu. Uite, ți-ai primit diplomă. Bravo. A fost... Rebecca Ailincăi cântând piesa lui Cristian Alivej la creație și urmează, mulțumim, uite ia microfonul și dă-i la urmă, las că mă descurc eu, urmează Andreea Cristea. Bună ziua! Bună seara!
Bună seara. Bună seara. E noapte, uite, vezi că e noapte. Ne văd numai niște stele. Una, două, trei, patru, șapte. De acolo și încă două de mai jos. Ai văzut? Am văzut, am văzut. Ce piesă ne vei cânta? I Just Want to Love You. Sper că n-o zici nimic, eu nu știu. Uite, acolo trei luminițe. Wow! Ah, galerie la balcon. Mulțumim. Piesa cui este? Muzică și text David Balog. David Balog. Hai să ascultăm piesa, a doua piesă din capitolul Creație. In your eyes I see the light of a thousand shining stars. I can begin to tell just how much you mean to me. Sunset over the valley, I'm just so glad you're here with me. This love of ours could lead anywhere. I just want to make sure you want to be there. It's just you and me. Baby, can't you see? There was meant to be. Now it's we. I just wanna love you. Can't you just see? When I am around you, you bring the best out of me. And I will sing nothing in place of your love, 'cause you are my angel, singing from up above. And I know I have to say goodbye, but no matter how hard I try, I can't let go.
Mulțumesc! Mulțumim și noi, Andreea! Nu știu cum ai învățat tăi alea, drilulilu alea, că eu am zis că nu aș putea să învăț așa ceva. Probabil cel mult le-aș improviza cumva și aș Stai că juriul comentează. Că... Mulțumesc! Pentru faptul că eu nu le-aș învăța, nu? Mersi! Urmează să revenim la partea de interpretare, la secțiunea interpretare și o invit în scenă pe Selena Asavei. Bună seara! Bună seara! Uite ce albăstriță! De unde vii? Din Brașov. Ești din Brașov și câți ani ai? 11 ani. Deci știu că la microfon o să fie albastru ăsta care l-ai tu pe rochie? Nu știu. Nu știai, așa-i? Surpriză, vezi? Ți-am făcut o surpriză. Tu ce surpriză ne faci? Ce ne cânti? Voi cânta Cerul al meu. Cerul al tău? A, de-aia te-ai îmbrăcat în albastru. Hai să o primim cu aplauze pe Selena! Mulțumim, Selena, diploma de participare, Cerul e al tău. Muzica se spune că e preocuparea oamenilor cea mai aproape de preocupările îngerilor.
Cădea în colindă, se zice, îngerii cântau, păstori fluierau. Adică omul încerca să imite cântarea îngerească. De-aia când cântăm, e fain să ne conectăm acolo, la sursă. Vreau să vă zic asta numai așa, ca să știți, mai ales părinții, că prin copiii voștri vă reconectați și voi acolo sus, sau aveți o șansă în plus. Hai că ne vine un David hotărât. Bună seara. Bună seara. De unde vii, David? De unde ești? Din Brașov. Din Brașov. Și ce ne vei cânta? Norocul meu e mama mea. Noroc cu mama ta că ai venit pe pământul ăsta, dar știi care e faza? Că exact ce spuneam acum, noroc și de ea că te are pe tine, nu? Adevărat? Hai să ascultăm piesa. Câți ani ai? 11 ani. 11 ani, David! What?
Mulțumesc! Mulțumim și noi, David Rabocicoi. Rabocicai? Ce? Rabocicai, da? Bine. Și urmează un alt David, că de-aia am specificat, a fost Rabocicai, și acum vine un David Ștefan Constantinescu. Bună seara! Bună seara! Te doare gâtul? Nu. E șarfaia mea, dai mie după ce cânti. Că mi se nu potrivește știu. Mie cu cămașa. Nu știi? Nu. De ce? Negociem? Ține microfonul acolo. Da? Cât vrei pe ea? Nimic. Nimic? Nu. Super, iau două atunci. Ok. Poți iau două? Da. Bravo. Ce ne cânti? Tu ești primăvara mea. Cum? Tu ești primăvara mea. Eu? Poate iarna. Câți ani ai? 11. Hai să-l primim cu aplauze pe David Ștefan Constantinescu. Mulțumim, David Ștefan. Cum scot sunetul așa? Pe voce de cap sau? Da? Pe voce de... Da. De da? De cap. Bine, uite, eu îți dau o diplomă. Mulțumesc. Dar tu dă-mi șarfa, că ai zis. După concurs. Păi, dar nu s-a terminat. Gata, dă-o. Nu. Des-o acum, dacă nu, nu te las să pleci de aici. Cum adică? Mami, unde e? Mama ei a plecat. A, ce bine că nu ne vede. Selfie time. Aia e șarfa mea, să știți, da?
Atât, nu, ca dovadă, ca să știu cum te găsesc, da? Hai să facem un selfie time, nu? Hai, toată lumea, Ai. Mulțumesc! Și eu. Lasă eșarfa acolo în culise, nu pleca cu ea, că avem discuții după aia cu tot Iașu aici. Facem o demonstrație. Următoarea concurentă, Denisa, o altă Denisa. Denisa, și mai cum? Țicău. Țicău, bună seara. De unde vii? Din Brașov. Și câți ani ai? 10 ani. 10 ani și ai dungă roșie în buletin? A, nu se mai poartă dungă roșie în buletin. Are pe... A, era când... Ce ne cânti? Azi tu ești. Azi eu îs cu dungă roșie în buletin. Bine, hai să o primim cu aplauze pe Denisa! Bună ziua și bine v-am găsit! Ești cel care primești să-ți deschizi inima, să poți afla lumea nouă era. Prin ochi de copil vei vedea. Azi tu ești cel care dorești să-ți oferi dragostea. Și noi îți mulțumim, Denisa, Ioana Țicău. Azi tu ești. La revedere. La revedere. Adică asta a fost, știi, la revedere, să nu mai zici altceva, că și mi-a tăiat repede macaroana. Cum mi-a zis ieri o fetiță, zic, așa era schema. No, hai să vedem. Cine? Tu mi-ai zis, da. Bravo, acum ești în primul rând. Trebuie să-mi fie frică, iar, ca ieri. Și vine o altă concurentă care nu avea răbdare, tot venea după fiecare concurentă. Eu urmez. Probabil că e din Iași. Ești din Iași? Da. De la Iași? Da, deci se potrivea că ziceam ești de la Iași, ești de aici, ai răbdare.
Nu? Da. Cu ce piesă ai venit? O finimioară. O finimioară, aia? Da. Da? Câți ani ai? 11. Și deja ai chestia asta cu inimioara? Nu, m-a liniștit, e bine. Hai să o primim cu aplauze pe această concurentă simpatică de la Iași, Amalia Cristina Ciobăniță. De ce mi se pare că noapte mare și lumea se revede chiar și peste poate. Eu aș băga asta și eu mai rocker, așa, știi, și mi place mai mult. Știi, și solo de chitară. Mulțumesc, Amalia. Mulțumesc. Și vine următoarea concurentă. Hai. Bună ziua. Bună seara. Copiii ăștia salută cu bună ziua că-s de pe la 12 aici. Și de-aia, când au venit, era ziua. Le-a rămas amintirea aia de acolo. Cum te numești? Mă numesc Buliga Bianca. Bianca Buliga. Câți anișori ai? 9. 9. Și ce ai venit să ne cânti? Mai vreau încă povești. Că mai vrei povești? Mai vreau încă povești. Câte? Altele sau alea care din trecut le tot vrei? Nu știu. Vrei unele noi? Da. Da? Bine, hai cântă-ne tu piesa asta și după aia noi ne mai gândim la alte povești. Hai, Bianca Buliga! Mai vrea povești. Acolo pe hol vă rugăm liniște. Mai încet. O clipă măcar
clipă măcar. Sunt povești pe care azi le cânt și le port în gând în fiecare zi. Mai vreau încă povești pe care să le ascult seara când ador cu îngerii în gând și zori când mă trezesc cu soarele pe chip. Și fezi frumoși ce mă cheamă la ei, azi mă fac să-mi fie dor și să cânt despre ei. A fost odată ca niciodată o diplomă de participare la Fulg de Nea care zbura pe spre Bianca Ștefania Puliga. Ea când vedea, îi sclipea ochișorii de bucurie și o primea cu drag. Mulțumim! Mulțumesc! Vezi, am mai spus o poveste. Și urmează Rebecca! Iar plecați din sală, iar vă răriți. Bine. Rebecca și mai cum? Chirca. Chirca. Anul trecut mi-a zis, anul trecut mi-ai greșit numele, da? Și am zis în tot felul de alte variante că nu înțelegeam ce scrie acolo pe foaie. M-ai iertat de atunci? Da, de mult. Da? Dar ai ținut minte? Da. Rebecca, câți ani ai? 10. 10? Și tu la 10 ții minte așa tot de anul trecut până acum? Unele lucruri. Unele? Era important? Destul de. Ce ne cânti? Scrisoare către Dumnezeu. Scrisoare către Dumnezeu. Rebecca Chirca. Bună ziua. Eu, Doamne, câteodată aș vrea să-ți scriu scrisoare, să-ți spun ce simt, cum merge, să-ți spun și ce mă doare. Dar tu ești prea departe și poate n-o primești. Oricum eu sunt o carte în care tu citești. Mai lasă-mi, Doamne, cerul, speranța și iubirea și pâinea de pe masă, puterea, mântuirea. Mai lasă-mi și părinții, vreau să mă vadă mare, prin ei am rădăcină și un loc al meu sub soare. Vorbesc în șoaptă, inima ta mă ascultă. Mai sunt copii în lacrimi și suferința-i multă. Nu-ți, Doamne, toate bune, cum sigur tu ai vrea. Din când în când privește
și către lumea mea. Mai lasă-mi, Doamne, cerul, speranța și iubirea și mâinea de pe masă, puterea, mântuirea. Mai lasă-mi și părinții, vreau să mă bată mare, prin ei am rădăcină și un loc al meu sub soare. Mai lasă-mi și părinții, vreau să mă vadă mare, prin ei am rădăcină și un loc al meu sub soare. Mulțumim și noi, Rebecca Chirca. Hai că acum m-am străduit să-i zic corect, să nu m-am povești după aia. Că și așa deja mi-a zis mama în culise, știi? Iară mi-a zis ceva. Mi-a mai zis o mămică acolo, că tocmai dimineții aș mai baieti. Adică tocmai eu, care vorba și ea, sărmâna, dar că așa s-a nimerit, așa s-a nimerit, nu? E după cum vine. Nimic nu e întâmplător. Și nu e întâmplător că vine următoarea concurentă, Alexandra. Bună seara! Alexandra Băncilă. I-aș apus ful... Ia, pe tine te-o prins din soarea. De unde vii? Vin din Brașov. Din Brașov? Așa da. Departe și te-o prins deja ninge la Brașov. Păi, astea sunt aripi de îngeri. Am crezut că sunt fulgi de nea. Nu. Am înțeles. Dar ne cânți ceva cu îngeri? Da, îngerii nu plâng. Îngerii nu plâng? Da. Dar cred că uneori îngerii, dacă nu-i ascultăm, se supără. Tu crezi așa? Nu se știe. Nu se știe. Câți ani ai? 11. 11. Alexandra Băncilă! Nu putem uita.
Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumesc! Alexandra! Mulțumim! Mulțumesc! Să-ți păstrezi privirea asta de înger, bine? Da! Urmează o altă concurentă, care și era nerăbdătoare, foarte hotărâtă. Cum te numești? Larisa Gobei. Larisa Gobei! Și ce îi vrea să ne cânti? Voi cânta toți copiii. Toți copiii? Da. Pentru toți copiii din sală vei cânta asta? Da. Da? Și pentru mine? Nu știi? Ah. Ge, crezi că-s copil prea mare? Da? Sunt chiar bătrân. Nu-i nimic. O să fac pe moșu imediat. Mă duc să... Câți ani ai? 9. 9. Eu am câțiva în plus. Hai să o primim cu aplauze pe Larisa Gobei! N-am știut că sunt părinți care au copii cu minți. De când lume pe pământ, un lucru este sfânt, fac năzbâtii toți pe rând. Că sunt copii care nu știu a citi ABCD, FG, dar știu de SMS. Eu mă întreb oare de ce. Toți copii trebuie să știe a citi. Toți copii trebuie să știe multe poezii. Toți copii trebuie să știe. Larisa, la la la, ia mulțumesc. Diploma, mulțumim și noi. Suntem tra-la-la, care mai de care, tra-la-la. Dacă știam, concuram. Sărmâna, m-a auzit din juri acolo. Sărmâna tanti. M-am fusticit acum. Mai bine să vină următoarea concurentă să mă prezinte, nu? Bună seara!
Cum te cheamă? Alexia Vai. Ale? Alexia Vai. Alexia Vai? Vai? Da. V-A-Y? Da. Era un rol, apropo că m-a comentat acolo ceva Enică, era un rol poetul Vai într-o parodie. Mi-am adus aminte de el, dar o să zic după ce cânti tu, că probabil cânti ceva serios sau neserios? Serios. Ceva serios? Da. Câți ani ai? 10. 10? Și ce ne cânti? Copilăria. Copilăria. E foarte serioasă copilăria. O să vin eu după aia cu poezia neserioasă, numai să-mi aduc aminte. Alexia Vai! Această piesă este dedicată tuturor copiilor din România. Mulțumesc! Mulțumim! Chiar și mie? Da. Uite diploma, Alexia. Mulțumesc! Și acum, stai, ascultă-mă și tu pe mine, nu fiu singur aici, că am emoții. Deci era rolul ăsta a poetului, apărea altfel, știi? Așa. Floare frumoasă, floare aleasă, când te privesc pălesc, mă roșesc, mă înverzesc, mă isprăvesc. Vai, iar a intrat poetul Vai. Oh. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, la revedere. Mă duc să mă piaptăn. Îmi fac părul așa ca Alexia.
Stai că vine Iasmina întâi să mă pieptene. Unde-i fetița de ieri care avea piepten în rucsăcel? Mai aici? Cum? Fenol? Stai că el și-a adus aminte de piesă. Haide! Prințesa și porcarul se chema piesa. Iasmina! Ce strigă ei? Mina? Iasmina. Dar nu, ei zic numai scurt ceva. Ina, Mina. Cum? Ina? E Iasmina, nu e Ina. E Iasmina. Iasmina. Ce ne cânte Iasmina? Ce o să ne cânte Iasmina? Voi știți? Ce ne cântă? Mă rog? Păi și eu mă rog de voi să-mi ziceți ce cântă. A, așa se numește piesa. Și câți ani ai, Iasmina? Am 9 ani. Are 9 ani? Da, bine. Hai să o primim cu aplauze pe Iasmina! Mulțumim, Iasmina, dascălu. A fost așa ca un dascăl. Ne-a povestit despre floarea aia, despre floarea cealaltă, cum se roagă la aia altă, la aia altă. Și acum invităm iar o moldoviancă. Haide, fată, ieși din culise în scenă. Hai, meiuti. Că n-ai rabdar, n-ești tu. Ui, ce săpă lumea la tine. Am văzut cum apari să sparge lumea aici în figuri. Tătiașul sare, iară-i cu pancardă pe sus. Galeria Iași este Galeria Iași. Să nu intri în gura unei moldovence, că... Da. Cum te cheamă? Mă numesc Haideu Giulia Elena. Giulia Elena. Și ți-a înflorit freza.
Cu maci. Cu maci, așa. Și am crezut că îmi zici și mai bine taci. Da. Bine. Îmi zic singur, după ce te prezint. Câți ani ai? Am 9 ani. 9 ani și câte luni? Iulie, august, septembrie, octombrie, exact. Noiembrie, decembrie și 6-7 luni. Așa, 7 luni. Așa, parcă acolo. Și tu am aflat că ești mătușă? Da, sunt mătușă. La vârsta ta? Da. Na, mai zici ceva. Ce ne cânti? Astăzi vă voi interpreta Țara mea. Țara ta, țara... România. Țara mea sau a ta? A mea. A ta e Moldova. Nu? Nu. Dar am stabilit ieri că Moldova e a mea. Păi da, și România e a mea. Adică a noastră. Nu contează. Țara mea, Giulia Elena Haidău.
Doamne fer, tu ce ai țipat? Că mi-am adus și eu să fiu aici în ton cu tine. Uite, ai o diplomă. Mulțumesc! Eu v-am zis că vorbești, ai văzut și în cântec. Tu rea acolo. Nu știu, cum ai învățat textul așa repede? Păi, profesoara mea, Alexandra Haidău, m-a învățat aceste sunete minunate și îi mulțumesc din suflet. Vai, mătușă Giulia, m-ai topit. Giulia, Elena, cum îl cheamă pe nepoțel? Dominic Constantin Amarandei. Dominic Constantin, să-ți trăiască. Și tu să fie o mătușă din ce în ce mai faină. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc. O să te rog să lași microfonul la următorul concurent pe care îl invit în scenă, Victor. Bună seara! Bună seara! Deci, ai venit cu avionul? Nu, sunt un biker. Ce ești? Biker. Biker? Da. Ah, dar te-ai blindat așa că... E vorba de biker, știi, de bicicliști sau motocicliști? Ăștia se zice că sunt carne de tun sau donator de organe. Dar el și-o luat, ți-ai luat și blindaj de la de spate, de cotiere, de toate. Mm. Super, ești perfect blindat. Vrei să-ți postez microfonul aici? Da, da. Dar nu, stai, vorbește la ăla, că la ăsta vei cânta. Okay. Da? Cum te cheamă? Lazar Victor Alexandru. Victor Alexandru Lazar. Și ce ne cânti? Astăzi vreau să vă uimesc cu piesa Vitezomanul. Să compozitor, ne uimești. Compozitor Constantin Ungureanu și textier George Popovici. Bravo! Ăsta e copil din ăla care era în gașca aia de copii care au avut niște părinți care au venit să-mi zică nu mai întreba copiii cine e compozitorul și textierul. Dar el a știut, a ținut minte și ia că de aia e bine să știe. Eu n-am mai întrebat copiii anul ăsta ca să nu existe discuții. Însă cred că e foarte important să știe textierul și compozitorul piesei pe care o interpretează. Hai, Victor, să te auzim. Câți ani ai? 9 ani. 9 ani. Dă-i să margă, vitezomanule! Puteți să aveți aplauze mai hotărâte? E ultimul concurent al acestei secțiuni. Ceva. Zgomotor, osmotor puternic, cască și viteză pe șosea. Seara am condus-o la culcare, când deodată iată-ne în vis. Ea e un polit motocicletă, eu motociclist fără permis. Zboară strada, zboară case, nu știu încotro se duc. Toate vin și zboară în spate, parcă ar fi la Panamu. Zboară stâlpii, zboară stopul, zboară toate jurul meu. Dar s-a terminat cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Oameni, oameni. Bicicleta mea pe canapea. Eu cam somnoros, nu sunt prea sigur, însă cred că am adormit în șam. Azi ne amintim la o plimbare, pedalând în cer reglementat. Cum a fost și ea motocicletă, într-un vis și o cursă de coșmar. Zboară strada, zboară case, nu știu încotro se duc. Toate vin și zboară în spate, parcă ar fi la Balamuc. Zboară
tâlpii zboară, stopul zboară toate jurul meu. Dar s-a terminat cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Zboară visul, zboară somnul și pot spune tuturor, n-am crezut că atât de bine fără cască și motor. Lumea-ntreagă-i mai frumoasă, ori și unde te-ai afla. Când te plimbi cu bicicleta, mai ales când e a ta. Când te plimbi cu bicicleta, mai ales când e a ta. Yeah! Bă, dar ne-a păcălit, că până la urmă și-a pus motor la bicicletă. Hai înapoi după diplomă. Păi da, du-te, ia-ți și casca de pe jos. Ăla s-a oprit, cică. Mulțumim. Mulțumim. Și din această cauză, noi luăm o pauză de 15 minute, după care următoarele secțiuni ale concursului. Mulțumim! Adică următoarele grupe de concurs. Așa că mergeți, luați o pauză de 15 minute și vă așteptăm să vă întoarceți alături de noi, să ne bucurăm în continuare de o seară frumoasă împreună. Mulțumim!